Folchista Georgeta Govor își lansează cel de-al doilea album din cariera muzicală. Albumul este o compoziție proprie și reunește 11 piese care au elemente și teme comune. Albumul muzical denumit generic Noapte Albă va fi lansat mâine de la ora 10 la Muzeul Județean în prezența prietenilor și a colegilor de breaslă. Lansarea poartă amprenta Cenaclului, afirmarea în cadrul căreia artista activează de ceva vreme. Sunt invitați să participe toți iubitorii de muzică folk, dar și ceilalți sătmăreni care doresc să vadă versurile poeților sătmăreni puse pe muzică.